Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria videoclipurilor din America. Mai e puțin și aventura mea americană de 4 luni se încheie, mai am 3 săptămâni de stat aici, însă greul a trecut pentru că majoritatea turiștilor au plecat, la muncă este din ce în ce mai ușor, deci totul e bine. După aproape 4 luni de stat aici în America, mi-am îndeplinit cam toate obiectivele pe care le-am setat înainte să ajung aici și în acest timp mi-am cam făcut o definiție asupra lucrurilor care îmi plac în America și lucrurilor care nu îmi plac aici. De asta vreau să fac videoclipul ăsta, ca să vă spun și vouă 5 lucruri pe care le iubesc la America și 5 lucruri pe care le urăsc. Așa că, fără să o mai lungim, să-i dăm drumul. Hai să începem pe pozitivitate prima dată, 5 lucruri pe care le iubesc. Primul, faptul că poți munci aici cât vrei. De ce spun asta? Din două motive. Primul este faptul că în legislația europeană este prevăzut că un muncitor poate munci pe săptămână un maxim de 48 de ore. Aici acest lucru nu este valabil. Poți munci mult mai mult aici dacă te ține corpul. Iar al doilea motiv este faptul că aici ești plătit pe oră. Adică dacă vii mai devreme la muncă decât de obicei, ești plătit cu mai mulți bani. În România și în Europa salariul este același chiar dacă întârzi sau chiar dacă vii mai devreme la muncă. Și de ce spun că iubesc faptul că poți munci mai mult aici? Pentru că poți face bani mai mulți. Mai multă muncă înseamnă mai mulți bani. În schimb, primul lucru pe care îl urăsc la America este faptul că oamenii sunt destul de enervanți comparativ cu europenii. Imaginează-ți asta. Pleci seara de la muncă la ora 11, rupt de oboseală pentru că ai muncit 15 ore în acea zi. Te urci tu frumos în autobuz ca omul de rând pentru că nu ai alt mijloc de transport aici și ești bombardat de râsete, de gălăgie, de țipete, de muzică, de tot ce îți poți imagina mai rău în momentul ăla în care tu ești obosit și pur și simplu vrei să ai puțină liniște, vrei să îți clarifici puțin gândurile. E bine, cam asta pățești aici atunci când te urci în autobuz. Oamenii sunt foarte gălăgioși, le place americanilor să vorbească unii cu alții la nebunie. V-am mai zis asta și în alte videoclipuri, se bagă în seamă cu tine chiar dacă nu te cunosc, nu interesează. Și acest lucru se accentuează și mai rău dacă sunt beți. Ceea ce la ora 10-11 seara este destul de posibil să se întâmple. Pe lângă asta mai este stereotipul acela că americanii sunt proști. Nu pot să neg asta pentru că am întrebat odată pe o colegă de muncă dacă poate să-mi numească 3 țări în afară de Statele Unite. Ei bine, nu a putut. Și există un motiv pentru care americanii sunt recunoscuți ca fiind proști la geografie, și anume faptul că pe ei sistemul lor de învățământ nu învață nimic altceva în afară de geografia Americii, istoria Americii și așa mai departe. Practic, pentru ei restul lumii nu există. Știu foarte bine ce se întâmplă aici în America, dar nu știu ce se întâmplă în restul lumii. Dar în afara faptului că sunt proști la geografie, americanii chiar sunt oameni buni, oameni cu care te poți înțelege, puțin falși, dar poți trece cu vederea acest lucru atunci când ajungi să-i cunoști mai bine. Chiar sunt niște oameni săritori, empatici, care îți vin în ajutor dacă ai nevoie de ceva. Dar câteodată, da, pot fi foarte enervanți. Al doilea lucru pe care îl iubesc la America este faptul că au multe evenimente, au multe sărbători aici. E adevărat, muncesc mult, dar știu să se și distreze. O grămadă de festivaluri, de petreceri, zile speciale. De exemplu, săptămâna trecută a fost ziua motocicliștilor de aici din America. Toată săptămâna treceau pe stradă motocicliști din ciopăre din alea ca în Terminator, nu știu dacă știți filmul ăla, Terminator 2 cu Arnold Schwarzenegger. Bă, și era o gălăgie pe stradă atunci când treceau ăștia. La un moment dat eram în autobuz și am văzut o parcare plină de motocicliști cu ciopăre. Ei conduc numai ciopăre în special, nu motociclete sportive cum avem noi în Europa. Pe litoral aici unde sunt eu, în Ocean City, mai este și săptămâna mașinilor clasice, săptămâna jeepurilor. Au trecut pe plaje pe aici și numai jeepuri cu roți imense. Am prins și ziua recunoștinței, am prins și ziua muncii și o să vin acum și Halloween. Sunt foarte multe sărbători legale aici în America. Deci da, ei au o cultură foarte dezvoltată a muncii, dar știu să se și distreze. Work hard, play hard. Al doilea lucru pe care îl urăsc aici în America este faptul că nu existi dacă nu ai iPhone. Agenția cu care am venit eu aici oferă cartele de telefon pentru studenții noi veniți aici. Ce să vezi, nu au cartele compatibile cu orice telefon Android. Au cartele compatibile cu Apple, cu iPhone. Eu am nevoie de un număr de America ca să îmi pot trimite banii acasă, în contul de România, contul bancar de România, pentru că au nevoie să-mi verifice identitatea. Și nu pot face asta dacă nu am număr de America. Am zis bine, mă duc la un magazin de telefoane să întreb de o cartelă compatibilă cu Samsung. Eu am Samsung, nu am nu știu ce
Xiaomi, telefon necunoscut. Am fost la magazin de telefoane, la GSM, ce să vezi, nici acolo nu au. Până la urmă am găsit soluția să dau comandă pe internet. Există un site special pentru studenții care vin aici în America. Îți poți comanda de acolo o cartelă gratis, dar planul, serviciul de telefonie costă bani. Deci da, de asta mai toată lumea, mai toți studenții când ajung aici îți cumpără iPhone, pentru că nu prea poți să te descurci fără el, altceva nu se pupă aici cu nimic. Al treilea lucru pe care îl iubesc aici în America este diversitatea. Există tot felul de oameni din toate colțurile lumii aici, tot felul de culturi, și eu cred că tocmai asta a făcut din America o țară atât de bine văzută și atât de râvnită. Această acceptare a diferitelor etnii, a diferitelor culturi, a diferitelor idei. Fiecare om e liber aici să gândească, să facă ce vrea atât timp cât e în legalitate, și asta e un lucru foarte important pentru o țară. Nu sunt închiși la minte, sunt deschiși la idei noi și la oameni noi. De asta cultura lor este de acceptare. Deși asta nu e adevărat în totalitate, pentru că pentru unii oameni din această lume este mai greu să ajungi în America decât pentru alții. Ia exemplu chiar la României, pentru că România nu e în programul Waiver. Trebuie să treci prin acel interviu ca să ajungi în America. Țările din vest nu trebuie să treacă prin interviul la ambasadă ca să ajungă aici pentru 3 luni. Pot pur și simplu să plece cu pașaportul și nu întreabă nimeni nimic. Chestia e că e greu să ajungi aici, dar odată ce ai ajuns aici, nimeni nu are nimic cu tine, toată lumea te tratează în mod egal, la fel ca pe un cetățean american. Americanii sunt deștepți, adică au creat acest program Work and Travel să aducă studenți din alte țări pentru a crea forță de muncă, forță de muncă care își cheltuiește majoritatea banilor pe care îi face aici pe lucruri de aici. Adică banii rămân, majoritatea banilor făcuți de mine rămân aici în America. Deci pentru ei e win-win să aducă studenți să muncească aici în America, pentru că le fac bani patronilor și noi studenții cheltuim bani pe produsele lor de aici. Dar nu mă plâng, pentru că și eu am beneficii din faptul că am ajuns aici, mă întorc și eu cu niște bani acasă. Al treilea lucru pe care îl urăsc la America este faptul că nu existi fără mașină. Este foarte greu să te deplasezi aici în America dacă nu ai mașină. Distanțele dintre locuri sunt foarte mari comparativ cu România. Gândește-te că orașul ăsta, dacă cauți pe Google Ocean City, are 6.000 de locuitori. Deci hai să facem o comparație. Ocean City, orașul în care mă aflu, are 6.000 de locuitori și 93 de kilometri pătrați suprafață. Craiova, orașul natal, are 300.000 de locuitori și 80 de kilometri pătrați. Cam astea sunt distanțele aici în America. Deci dacă nu ai mașină, nu prea există. Al patrulea lucru pe care îl iubesc aici este distracția, mai exact activitățile distractive. Aici te poți da cu parapanta, te poți da cu schizetul, poți merge cu barca, te poți da cu placa de surf. Este foarte, foarte distractiv orașul în care mă aflu. Ai parcuri de distracție, ai cluburi, ai baruri, ai house party-uri. Sunt foarte multe lucruri de făcut aici și multe lucruri de explorat. Din păcate, eu nu prea am avut timp să mă bucur de toate aceste lucruri, pentru că am muncit în medie vreo 13 ore pe zi până acum. Dar vă reamintesc că peste 3 săptămâni plecăm în marile orașe din America, plecăm să vizităm, o să vă iau cu mine, o să facem daily vlog de acolo și abia aștept să vedem ce ne oferă New York, Miami și Los Angeles. Al patrulea lucru pe care îl urăsc în America este faptul că totul e despre bani aici. Și acest lucru îl poți observa cel mai bine la modul în care se poartă fetele cu băieții. De exemplu, în club, nicio fată americană, mă refer, nu dansează cu tine dacă nu îi cumperi prima dată o băutură. Același lucru se întâmplă și pe Tinder. În descriere, fetele pun chestii de genul: nu mă contacta sau nu-mi da mesaj dacă nu ai barcă. Și asta nu este tocmai ok dacă tu vrei să ai relații adevărate cu oamenii din jurul tău. Deci pot spune că aici întâlnești destul de multe relații bazate pe interes. Și al cincelea lucru pe care îl iubesc la America este abundența. Tocmai acest fapt că ei tratează totul din punct de vedere material a dus la o anumită abundență în America. Adică există foarte multe produse, foarte multe servicii. Rar vezi oameni cu adevărat săraci aici în comparație cu România. Adică pur și simplu trebuie doar să te uiți pe stradă, să vezi ce mașini conduc, în ce haine se îmbracă, cum se comportă oamenii aici. Deci dacă vrei să vii aici în America, un lucru este cert, că dacă ești dispus să muncești, nu o să mor de foame. Și al cincelea lucru și ultimul pe care îl urăsc la America, mai exact la americani, este faptul că
sunt obsedați de politică. Totul aici este politizat. Dacă te comporți într-un fel, înseamnă că ești de partea partidului X, dacă te comporți în alt fel, ești cu partidul Y și așa mai departe. Și mult mai grav de atât este faptul că ei tratează politica ca pe un sport, în loc să o trateze cu mai multă atenție și să fie mai sincer cu ei înșiși. Au ajuns în punctul în care oamenii se urăsc unii pe alții din cauza partidului politic pe care îl susțin. Mai vezi pe stradă steaguri cu Trump 2024, steaguri cu Hi Joe Biden, pe mașini mă refer, și asta nu cred că ar trebui să existe. Politica ar trebui să rămână la stadiul ei de politică, relațiile între oameni ar trebui să fie relații între oameni. Da, oameni, cam acestea au fost cele 5 lucruri pe care le iubesc și 5 lucruri pe care le urăsc la America. Aștept și părerea voastră în comentarii mai jos. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-l distribuiți mai departe, să lăsați un like, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o încă. Și eu vă aștept în următorul vlog, când o să plecăm împreună să vizităm New York-ul. Abia aștept, eu vă pup și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!